e greu să ne găsim cuvintele după o astfel de expunere. Cred că cu toții am alunecat așa puțin și ne-am luat la întrebări propriul eu. Chipul duhovnicesc, nu? Care zace în fiecare dintre noi. Să sperăm că nu zace, că e treaz. În continuare, îl prezint pe colegul, prefer acest termen de coleg, este vorba de domnul lector universitar, dr. Ionuț Gutoi, și aceasta pentru că suntem colegi, în primul rând, pentru că ne-am regăsit pe terenul cercetării. Mircea Vulcănescu și Sandu Tudor au fost prieteni apropiați, umăr la umăr, multă vreme din existența lor pământească. A existat și o anumită perioadă de răceală. Important este că s-au reîntâlnit pe tărâmul duhovnicesc. Așa cum știm, Mircea Vulcănescu a participat la mănăstirea Antim, la întrunirile Rugului Aprins. Astăzi trăim o împlinire, o bucurie și eu și domnul Ionuț Gutoi, pentru că, dacă vă amintiți, în mai am ținut o conferință pe tema Pascaliei. Anunțam atunci că intenționăm să publicăm, să fim editorii unor volume care să reconstituie datele din arena publicistică pe această tematică, care, așa cum vedem, strânește și astăzi controverse, cu scopul de a așeza această polemică, iată, acidă și astăzi, în matca onestității intelectuale, de a limpezi anumite aspecte, de a putea aduce pe tărâmul istoricilor, pe tărâmul teologilor, dacă este o controversă mai ales de anvergură teologică, filologilor, da, acele materiale care să arate cum anume s-au desfășurat lucrurile în 1929, așa cum o să vedeți din volum, avem o întindere mai mare, dar sigur, escaladarea acestor polemici s-a petrecut în 1929. N-am să mai prelungesc această prezentare. Așadar, domnul lector universitar, dr. Ionuț Gutoi, vine astăzi în fața dumneavoastră și vă prezintă tema implicarea tinerilor aseceriști în polemica Pascaliei în perioada interbelică. Vă ascultăm. Da, bună ziua! Mulțumesc pentru invitația de a participa la această conferință. Prezentarea mea se axează într-adevăr pe această colaborare a celor trei membri ai Asociației Studenților Creștini Români, Ana Ionescu, în cadrul campaniei sale dusă pe tema Pascaliei. O să mă refer mai mult la împrejurările acestei colaborări și am să situez colaborarea în context, atât în contextul dezvoltării asociației ASCR, cât și al traseului duhovnicesc, spiritual, al lui Mircea Vulcănescu, Sandu Tudor și Paul Sterian. În ceea ce privește participarea propriu-zisă, așa cum am arătat în cuvântul înainte al Domnului, coordonat de doamna profesoară, cel care creează strategia și fixează coordonatele sale mari este rânduial în aer. El este cel care stabilește obiectivele, respectiv determinarea sinodului să renunțe la noua pastorie. Și după toate probabilitățile și maniera în care se fie pusă campania. Cu toate acestea, n-ar vrea să se înțeleagă de aici că Naionescu este cel care a dictat totul.
iar ceilalți nu au făcut altceva decât să să dezvolte principalele linii trasate de liderul acestui grup. Din potrivă, după maniera în care s-a alcătuit conținutul campaniei din cuvântul în contribuțiile celor trei, fiecare își aduce propria sa personalitate și propriile sale predispoziții în această polemică. Se vede de altfel, Sandu Tudor este inconfundabil în textele pe care le semnează în cuvântul pe această temă, este același titlu navalnic, foarte riguros, mai degrabă afirmativ, el nu încearcă să demonstreze sau să argumenteze prea mult, ci mai degrabă spune lucruri. Paul Sterian are un caracter mai eseist și este omul care face legătura cu, face niște interviuri foarte interesante cu nume destul de important al ortodoxiei pe plan internațional, din emigranții ruși de la Paris. Iar Mircea Bucănescu este cel care, oarecum confirmând profilul său, aduce foarte multe argumente pe teren patristic și pe teren canon. Găsim deseori în textele lui o apologie a pozițiilor apărate de cuvântul, susținută în citate din Sfinții Părinți și în citate din culegeri de canon. Am vrut să evidențiez acest lucru, deoarece această colaborare dintre Nae Ionescu și cei trei membri ai ASCR-ului trebuie cumva văzută mai larg. Într-adevăr, avem oarecum ca stereotip încă această imagine că cel care a introdus ortodoxia ca temă și preocupare pentru intelectualii din perioada României interbelice a fost Nae Ionescu alături de Emil Forcaia. Lucrurile sunt ceva mai nuanțate, însă dacă privim lucrurile mai îndeaproape, îndeoseb în ceea ce privește tocmai istoria acestui grup de tineri, studenți din Universitatea București, care au reușit să descopere ortodoxia oarecum pe cont propriu, asistații adevărat de Nae Ionescu, pe care l-au luat ca pe o autoritate, dar nu în sens absolut, ca pe un profesor, ca pe cineva care îi poate înduma, dar cert este și fundamental a rămas faptul că drumul lor către descoperirea bisericii, a vieții bisericești și mă refer prin asta și la lucrurile ce țin de învățătură și la lucrurile ce țin de practică, toate aceste lucruri în mare parte le-au făcut pe contul. Și este un lucru care reiese și dacă, și nu am să insist foarte mult, deoarece există deja istoria față cerenului, este făcută și în cartea Doamne Carmen Cernea, Sandu Tudor și Asociația Studențești Creștine din România Interbelică și în cartea mea despre Mircea Bucănescu, lucrurile istoriei interbelicului românesc. Ceea ce aș vrea însă să remarc este faptul că însăși existența unei asociații de studenți creștini a fost o noutate. Este caracteristică pentru România interbelică, în zilele noastre este o banalitate, dar atunci a fost un fenomen nou. Bucănescu, de altfel, într-una din susținerile sale la unul din congresele ASCR-ului, îi face pomenire de o încercare eșuată a unui părinte, a unei personalități la bisericii, de a încheca un grup de tineri, studenți creștini, înainte de primul război mondial. Ceea ce este nou este această reîntoarcere după primul război mondial a vieții religioase, a interesului față de viața religioasă, în forme care
sunt într-un fel în afara instituției biserici. Nu se aseamănă nici cu inițiativele societăților ortodoxe anterioare. Nu sunt simple prelungiri mirenești a activităților de parohie. Sunt inițiative de cele mai multe ori autonome și se aseamănă cu multiple inițiative asemănătoare din alte contexte sociale. Spre exemplu, la nivel oamenilor mai simpli, care nu erau neapărat din București, nu erau intelectuali, nu făceau parte din această elită urbană burgheză, avem tot în România Interpelică se naște Oastea Domnului. Tot în România Interpelică are loc rezistența față de schimbarea calendarului, subiect pe care l-am tratat în această carte, iar toate aceste mișcări sunt de tip harizmatic. Ele sunt într-un loc ambigu, dincolo de foarte aproape de instituția bisericii, dar nu chiar într totul sub ola ei. Unele devin schismatice, cum s-a întâmplat cu o parte din mișcarea de rezistență împotriva calendarului. Altele sunt oarecum recuperate de biserică, cum s-a întâmplat și cu ASCR. În orice caz, remarcăm această renaștere interesului față de religie în România interbelică și la nivelul tinerilor studenți, la nivelul tinerilor intelectuali, se manifestă printr-o organizație nu foarte mare, acest ASCR, care făcea parte dintr-o federație, care la început a fost de inspirație, nu ai zice străină, de inspirație protestantă. ASCR-ul s-a născut sub influența și după exemplul și moda asociațiilor de studenți creștini din Occident, care iar în România, sub influența protestantă. Așa începe drumul către creștinism al acestor trei tineri, mai ales Mircea Antonescu, Paul Sterian și Sandu Pilor, sub această influență de tip protestant. Există însă o evoluție și o redescoperire, există și o explicație pentru care ei ajung la creștinism prima oară prin această filieră. Trăim într-o Românie a orașelor extrem de secularizată. Pentru clasa socială din care făceau parte și pentru nivelul lor de tineri studenți a face parte, a afișa chiar că ești creștin ortodox, nu era un lucru de la sine înțeles și totodată nevoia de creștinism pe care nu au știut sau nu au la dispoziție instrumentele să-și o poată dezvolta pornind din interiorul bisericii, au putut-o iniția sub această influență, inițial mai degrabă intelectuală, foarte socială, axată pe critica de la multe în viziunea evanghelizatorilor protestanți, foarte axați pe reformă socială și pe acțiune socială concretă. Deci e de acolo încep. Și treptat descoperă însă, mai ales după ce se întâlnesc și cu emigranții ruși de la Paris, Berdiaev, Kartashev, Bulgakov, cei care vor funda Institutul Saint-Serge din Paris, Sfântul Serghe, mai ales prin ei, descoperă totuși practica și învățătura de tip ortodox. Și atunci începe o reîntoarcere a lor în biserică. Momentul în care ei colaborează, încep să fie colaboratori al Nae Ionescu și Nae Ionescu să vină la congresele lor,
este, marchează exact această întoarcere a ASCR-ului către Ortodoxie. Și sub influența și sub și prin prisma apropierilor de unul din episcopii ortodoxi foarte apropiați de tine de atunci, de tine intelectual și de altfel cât în Cunea Ionescu, este vorba despre Tițimele. Această reîntoarcere la biserică, a se cere, nu este foarte lină, în sensul în care, după ce are loc această reașezare a acestor tineri intelectuali, următoarea generație de tineri găsește cumva totul de-a gata și devine foarte intransigentă. De o intransigență în sensul în care ei doreau să facă din ASCR și de altfel a și devenit ASCR, a devenit Asociația Studenților Creștini Ortodoxi. Și numai ortodoxi. Excluzând orice fel de alte contacte. Nu era ceva obișnuit pentru această prima generație ASCR. Federația lor privea și studenți, protestanți, mai iar din Cluj, deci erau și de alte sunt. Și a existat aici un oarecare moment de criză, aș putea spune, în viața acestei mici asociații, deoarece prima generație înțelegea mai larg lucrurile și nu înțelegea să aibă o abordare foarte strâmtă și foarte exclusivă, să spunem așa. Am să încep să dau și un share screen pentru a avea și sub ochii noștri ceea ce vorbesc. Aici este un referat pe care Mitra Bucănescu îl susține într-unul din congresele ASCR-ului, poziția spirituală a antigui ASCR, în care face tocmai această explicare a modului în care ei au descoperit viața duhovnicească ortodoxă în termeni proprii și în condiții proprii, spre deosebire de generațiile tinerilor de bucurie, care erau mult mai, să zicem, mult mai influențați și mult mai îl luau pe Nae Ionescu drept autoritate destul de ultimă. Și vedem că este susținut acest cuvânt în 1931, deci la 2 ani de la colaborarea lor de la cuvânt. Mircea Bucărescu întotdeauna a avut grijă să sublinieze diferența de generație între gruparea lor și gruparea generației anterioare, Nae Ionescu și Cotrani, precum și de generațiile de după ei. Ceea ce vreau să arăt însă aici este acest accent pe care Mircea Bucărescu îl pune pe viața interioară, pe viața duhovnicească. Ca să avem o idee mai clară, ASCR-ul nu se mulțumea să facă doar conferințe, ci congresele sale aveau această... erau foarte bine organizate, erau cercuri biblice și cercuri de dezbatere în care încercau să discute teme de actualitate. Pentru cei care doreau să ducă o viață creștină în condițiile unei lumi moderne, din ce în ce mai necreștine sau chiar anticreștine. Aceasta era preocuparea lor principală. Și preocuparea aceasta nu la forma doar unor discuții intelectuale, ci după cum vedem aici, a luat și forma unei vieți spirituale. Este vorba de practica vieții de rugăciune și exerciții spirituale. Mai clar spus, de multe ori programul ASCR-ului era un program duhovnicesc. Se duceau după și erau în faza sa ortodoxă, tinerii se duceau la, să spunem, la o mănăstire, participau la slujbele de acolo, după care aveau loc prelegerile, discuțiile, iar discuțiile erau pe teme foarte presate, este vorba despre
creștinul și viața de familie, creștinul în raport cu statul, creștinul în raport cu profesia. Aveau invitați dintre sănătățile și personalitățile vieții culturale și vieții bisericești de atunci. Și insist pentru aceste lucruri, deoarece era o formă de a încerca, chiar dacă nu foloseam acești termeni, dar noi putem să ne gândim la acest lucru retrospectiv, era o formă de rezistență, până la urmă, creștină. Într-o lume, repet, accentuat necreștină sau anticreștină. Și subliniez acest lucru, deoarece această formă de căutare de a aduce o viață creștinească în România interbelică a contat foarte mult pentru ceea ce a urmat după război. Și mă refer aici mai ales la fenomenul rugului aprins. Mitropolitul Antonie Pomădeală, în cartea sa despre rugul aprins, menționează la un moment dat că există o preistorie a acestui rug. Și se referă la momentul Cernăuz. Și se mai referă el la ceva, un grup, un mic grup și slobă, în care a făcut parte și Mircea Bucănescu, Țarul Cugăr și toți ceilalți. Duh și slobă nu a existat ca grup. A existat ca un proiect de revistă a secerișnilor. De fapt, preistoria grupului aprins este istoria secerilor. Este ceea ce povestim noi aici. Din rândurile lor și în această manieră, poate că deja nu există niște asemănări pe care le putem face, această preocupare concretă față de rugăciune, această practică spirituală îmbinată cu preocuparea de a înțelege duhovnicește fenomene ale lumii contemporane, o regăsim după aceea ca în mare și în rugul aprins. Inclusiv discuția despre rugăciunea inimii, tot aici își are debutul. Nu este o noutate descoperită neapărat după al doilea război mondial. Există așadar această preistorie de rezistență. Punctul Pascaliei este un punct foarte important, dar este nevoie să înțelegem că relația dintre Paul Sterian, Mircea Bucănescu și Sandu Tudor față de Naionescu este mai degrabă de colaborare. Nu are o autoritate absolută asupra lor. Ei au, sunt deja formați când colaborează cu el. Lucrul acesta se va vedea firește și mai târziu și prin textele lor și prin atitudinea lor și, bineînțeles, prin ceea ce s-a întâmplat mai târziu. Am menționat doamna Cernă acest lucru. Iarăși, lucrurile nu sunt neapărat foarte armonioase, nici în acest lucru. Există un conflict foarte puternic între Sandu Tudor și Mircea Bucănescu în 33-34. Atât de puternic încât Mircea Bucănescu se iese puțin din grupul prietenilor săi. Ei probabil nu se mai văd câțiva în bun. Și chiar și de cercul din jurul din Aion. Există această perioadă de răceală. Dar toate aceste apropiere, distanțări, poate mai puțin vizibile de la distanță, rămâne acest lucru că pentru a înțelege și o parte din temele rezistenței de după al doilea război mondial, este nevoie să ne uităm și cu atenție și la ceea ce s-a întâmplat în România interbelică, în aceste forme autonome de regăsire și repracticare a vieții bisericești.
Nu știu dacă mai am timp, că mai erau unele lucruri pe care vreau să le punctez. Dacă nu e timp, mă opresc aici. Dacă am timp, mai continui 2-3 minute. Vă rog atunci, continuați 2-3 minute. Bun, bine. Vreau să spun că aș vrea să menționez câteva scurte citate dintr-un text semnat chiar de Sandu Tudor spre nașterea Ortodoxiei în 1926, publicat în Ideea Creștină. Ideea Creștină era revista Federației Asociațiilor Creștine din România, iar Asociația Creștină din București avea propriul său buletin, care arăta ceva în genul acesta. Bineînțeles, mijloacele tipografice erau precare, aveau nevoie de bani pentru așa ceva și se lăsau greu. Ceea ce aș vrea să remarcați este faptul că în 1924, când începe faza întoarcerii către viața, către Biserica Ortodoxă, buletinul arată destul de neutru și destul de nu are elemente grafice deosebite, dar vedem deja în 1931 cum și la nivel iconografic accentul ortodox este mult mai evident și din denumire, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi din București, și din caracterul ales pentru a tipări și din iconografie. Dar să revin la acest text al lui Sandu Tudor, e din Ideea Creștină, spuneam, spre renașterea Ortodoxiei, și mi se pare interesant deoarece ne spune ceva despre percepția acestor tineri, care tocmai redescoperiseră Ortodoxia. Citez. După război mai ales, drumul vieții se rostogolește așa de ciudat, parcă peste un tărâm priveliști peste mare. În viața lăuntrică a bisericii noastre ortodoxe, ca în orice fel de viață, aceeași zvârcolire cu gol vrăjită. Și continuă el. Faptul că există o nevoie de reașezare a bisericii este ceea ce marchează cumva percepția acestor tineri și probabil, aș zice eu, că le marchează și viitoarea conduită, mai ales în ceea ce privește pe Sandu Tudor. Și continuă. Astăzi, în sânul clerului nostru, există o luptă surdă, nu încă fățișă, aceeași veșnică luptă de pretutindeni dintre cei doi stăpâni, Mamona și Hristos. În toți, un tainic simțământ ne face să spunem că lucrurile merg rău. Toată lumea, chiar și cei mai binecuvântători, văd că ramurile smântânului bisericii noastre ortodoxe au prins să se uscuce. Toți caută să grădinărească. Pentru cei mai mulți dintre binefăcători văd însă numai că lucrul merge rău, fără să pătrunsă și pricina cea adevărată și adâncă, se străduiesc un ban să dragă pe din afară. Nu ne trebuiesc crematorii, nici ajutor de la iezuiți, când de fapt viața vine prin sevalie. Nu ne trebuie grădinăria patului de Dumnezești, nu ne trebuie îndreptări pe ești acolo din funcțiile esențiale, nu ne trebuie nicio reformă. Biserica ar trebui să lucreze și să grăiască din un altul al Domnului, cuvântul cel viu. Și continuă în acest fel. Acum, în momentul cel nouz la care făcea referire mitropolitul la întâlnire pământeană, e vorba de o întâlnire duhovnicească cu un grup de studenți eclectici. Acolo îi redesim pe Sandu Tudor, pe Paul Sterian, și sunt și câțiva membri viitori ai Anton Dumitriu, Alexandru Ionescu, ai grupului Atins, Alexandru Ilian, îl regăsim și pe Constantin Noica și îl regăsim chiar și pe Aristar, care la lume stânga nu avea mare legătură cu biserica, mai era și catolic, catolice, dar care vorbește despre viața de obște în, în aceste 7 zile de privegheri. Ele sunt organizate exact ca congresele ASCR-ului dinainte. Adunarea are loc în 1943, deci la mai bine de 10 ani
de ultimele congrese ale SCR-ului și ea este organizată, cum spuneam, priveghere, participare la slujbe, viață duhovnicească și dezbatere pe teme pregătite de participanți. Programul este foarte clar și foarte bine organizat. Aristide Manu, pseudonimul lui Arșavir Acterian, relatează această întâlnire într-unul din articolele, într-un articol care este singura dare de seama acestei evenimente, pe marginea celor 7 zile de cuvenire de la Cernăveț, și prezintă ASCR-ul cu această ocazie, spunând astfel. Ce era ASCR-ul? O asociație a studenților români creștini. Gurile rele sau cei care se temeau de acțiunea chineșilor sau un anumit patronaj protestant spunea că e o doaie de băieți cuminți, adventiști, cu infose intelectuale la remor ca străini. În realitate însă, ASCR-ul, datorită Sfântului Sfântos, al celor mai luminează din viață, s-a orientat pe calea cea bună, oricât de irezistibil era pentru niște tineri cărturată lume, ispita protestantismului și cea catolicismului, plin de prestigiul tradiției apusene, înfășurat de magia filozofiei dumneavoastră. Într-un buletin a SCR-ului din 1987, Mircea Vulcănescu scria că ASCR-ul e un punct pe unde biserica poate influența tineretul punct în afara controlului statului. Iar Paul Sterian precizat într-o scrisoare de la Paris în martie 1988 că ASCR-ul, dacă nu e ca femeia, nu e nici sanctuar. E o poartă a curții bisericii. Bun. Acestea sunt coordonatele și de aceea am și accentuat colaborarea unor tineri ASCR-iști în Părnaia Muzică. Acestea sunt coordonatele colaborării dintre Paul Sterian, Mircea Vulcănescu, Sandu Tudor și Naia Iulescu. Momentul Pascăria, așa cum spuneam, a fost un moment care a consolidat orientarea lor către viața bisericii. Corespundea intransigența lui Naia Iulescu față de ideea muririlor cu acea intransigență pe care am văzut-o, am citat din Sandu Tudor. Aș zice că diferența este în această aplicare către viața lăuntrică, practicată, și către o reflectare mai aprofundată, prin practici de rugăciune și exerciții spirituale, asupra provocărilor lumii contemporane. Deci nu doar o simplă polemică, o ceartă de cuvinte, ci mai degrabă un fenomen. Un grup care are o viață spirituală proprie. Vă mulțumesc pentru atenție și îmi cer scuze că nu am reușit să mă prezint în timp. Mulțumim și noi!